Bugetul aprobat pentru anul în curs în ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș este de 243.950.000 de lei, din care 85 de milioane provin din TVA. Cel mai mare procent, 46%, este alocat asistenței sociale, iar drumurile primesc 16% din buget, mai puțin decât anul trecut. Referitor la venituri, bugetul activității proprie a Consiliului Județean pentru 2012 se ridică, și am să vă citesc, deși bugetul se întocmește în milioane, 244 de milioane de lei total venituri, din care sume din taxa pe valoare adăugată 85 de milioane de lei, iar în cadrul sumelor din TVA sunt sume pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Consiliului Județean, la nivelul județului, aproximativ 58 de milioane de lei, și aici din această sursă se finanțează sistemul de protecție a copilului, 17,4 milioane lei. Aceste sume au fost fixate prin anexa la legea bugetului și pot să vă spun că sunt substanțial mai mici decât în anul 2011. Centrele de asistență socială, și mă refer la CIA Pitești, Bascovele, Citotigveni și Vulturești, 11,1 milioane lei. Drepturile pentru produse lactate și de asemenea consumul de fructe în școli, care se ridică la 13,3 milioane de lei. Fondurile alocate nu vor acoperi cheltuielile de personal, iar cel mai probabil se va cere o suplimentare printr-o rectificare de buget.